Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a misiunii Călătorii prin Univers. Numele meu este Roxana Meleșcanu și voi fi din nou gazda dumneavoastră astăzi în această emisiune. Îl avem alături de noi pe Barbu Constantin, invitatul Capital TV, deja familiar printre telespectatori. Bună, Constantin! Bună, Roxana! Bună ziua, dragi telespectatori! Mă bucur că am din nou ocazia să prezint știința plazmei cash în direct la Capital TV. Despre ce vom discuta astăzi? Astăzi mi-am propus, pentru că este un subiect care în continuare aducem elemente noi, aș dori să discutăm despre partea de sănătate sau procesări magnetice gravitaționale. Sănătatea plasmatică, da? Nu prea intrăm în domeniul sănătății clasic obișnuit, ci pur și simplu este un fel de sănătate alternativă, metode alternative de armonie, de a intra în armonie cu aspectul acesta de sănătate. Exact. Recomandăm oamenilor doar să studieze această știință, să urmeze sfaturile doctorilor și vedem o apropiere mai mult de partea de medicină alternativă, integrativă, complementară. Am înțeles. Având în vedere că prin aceste călătorii prin univers vorbim despre toate corpurile noastre, chiar la ce fel de sănătate te referi? Fizică, mentală, emoțională, energetică, sufletească? Noi discutăm întotdeauna despre totalitate, iar în primul rând, după cum bine știi, fiind implicată în partea aceasta de dezvoltarea sufletului, discutăm mai întâi de planul emoțional și considerăm că orice dezechilibru magnetic și gravitațional care îl avem în corpul nostru fizic este un dezechilibru emoțional, magnetic și gravitațional din plan emoțional. Foarte frumos. Deci, dacă avem vreun aspect al sănătății fizice care ne atrage atenția să ne uităm înspre acolo, cel mai bine este să ne uităm, așa cum ne spune și psihosomatica, întâi la cauze în mental, emoțional, energetic, după care acestea au manifestare în planul acesta al fizicului. Bun, cu ce începem astăzi? Întotdeauna mi este foarte simplu să învățăm pe oameni, să educăm pe oameni cum să folosească, pentru că deja au învățat să facă nanomateriale, au învățat o tehnologie, emisiunea trecută au învățat a doua tehnologie, cum să facă GANS, iar acum este momentul să le dăm câteva opțiuni cum se folosește acest GANS. În primul rând, noi folosim, există mai multe variante, să facem GANS-ul uscat, să-l facem cremă, să-l facem sau să folosim în starea lui lichidă, așa cum îl recoltăm din reactoare. Există, oamenii ar trebui să învețe mai întâi că avem substanța GANS, care este substanța care se depune în reactor. Îl colectăm separat, iar deasupra avem apa plasmatică. De obicei folosim o apă distilată și când recoltăm din reactor, bineînțeles, avem și sare. Deci întotdeauna când recoltăm gansul, trebuie spălat ca să ajungă sarea să fie eliminată. Iar cu această apă plasmatică sărată se folosește în diluții, dar folosim în diluții, de exemplu, 200 de mililitri de apă sărată la un litru de apă normală pentru a fi folosit, de exemplu, în mediu exterior, pentru a pulveriza mediul exterior. Ar fi bine ca oamenii să se gândească foarte bine că în casă avem o atmosferă, atmosfera noastră interioară, iar în exterior avem altă atmosferă. Ce încercăm noi să facem este să găsim un echilibru între atmosfera interioară și atmosfera exterioară, atmosfera din exteriorul. Și atunci venim cu variante în care există varianta în care oamenii să facă un reactor în casă și să facă și un reactor care să-l ofere mediului înconjurător. Putem să vorbim de sănătate, dar în același timp putem să vorbim de echilibrarea mediului înconjurător. Dacă stăm într-un mediu în care avem mai multă energie magnetică,
încep să apară ceea ce cunoaștem ca și tumori. Adică unde este energie în exces, apare o umflătură în corpul nostru, pentru că noi stăm într-un mediu, bineînțeles, foarte puternic magnetic. Și atunci celulele noastre primesc foarte multă energie în exces și ele ajung să se umfle. Iar noi venim cu o aplicație, de exemplu, cu gansul de CO2, care este un gans puternic gravitațional, și folosim astfel de pansamente plasmatice, se numesc, sunt discuri, bucăți de material textil natural sau demachiante care au bumbac, introducem apa plasmatică de CO2 și pur și simplu punem pe locul sau lângă locul dureros. Întotdeauna noi formăm două astfel de pansamente pentru a crea un schimb de energie infinit, adică punem unul în față sau unul în spate sau unul în mijloc, trebuie să fie durerea, afecțiunea noastră. Și atunci se creează un schimb de energie infinit de la un pansament la altul și folosim acest principiu în absolut orice procesare pentru corpul nostru. Da, îmi este deja familiar și mie din știința plasmatică acest principiu al infinitului, care, să zicem, din partea lui mai mare, mai plină, unde este un plus, oferă către partea care are un minus. Și la fel și invers, corect? Când avem nevoie să descărcăm. Da, exact. Unde este nevoie, venim cu energie magnetică și se întoarce pe energie gravitațională către noi și există oriunde am duce celălalt recipient, să zic pansament plasmatic, că îl ducem într-o cameră sau îl ducem în altă țară sau pe un alt continent, aceste câmpuri vor interacționa. Tocmai de aceea noi încercăm să-i obișnuim pe oameni să folosească aceste câmpuri plasmatice, deoarece sunt foarte generoase și nu fac altceva decât să aducă echilibru. Da, armonie, echilibru, starea poate neutră, echilibrată. Bun, perfect. Ca să luăm așa dintr-o imagine foarte mare, în cursurile domnului Cash și știu și din cursurile pe care le susții și tu, Constantin, se vorbește despre două tipuri de suflete. Ia spune-mi un pic, sufletul există de două feluri sau? Da, mi este mai ușor cu tine că fiind o moderatoare care cunoști deja știința plasmei, deja ne adresăm anumitor subiecte ca oamenii să înțeleagă mai mult din terminologia pe care domnul Cash o introduce. Și exact, folosește sufletul totalității care este în creier. Este un punct care se vede la remene și este în mijlocul creierului, a nu se confunda cu glanda pineală. Deci acela este sufletul totalității. Sufletul totalității vine la manifestare și manifestă acest corp fizic după ce se găsesc toate elementele în jurul său ca el să se manifeste. Adică în principiu aminoacizi, carbon, oxigen, hidrogen și sare neodată. Iar sufletul fizicalității. Iar sufletul fizicalității este manifestarea sufletului totalității și este inima noastră. Corect. Aici sunt și eu mult mai familiară, de exemplu, în multe alte discipline am întâlnit sufletul ca fiind aici, centru. Dacă omul ar fi o cruce și să zicem că ne întindem mâinile și stăm drept orizontal, se vede că un centru ar fi aici. Adică unind cerul cu pământul, stânga cu dreapta, centrul este în piept de obicei. Dar într-adevăr, în momentul în care unim o minte pură, transparentă, deschisă, intuitivă, cu tot ceea ce înseamnă calitățile sufletești ale inimii, iubire, căldură, iertare, toate aspectele acestea de afecțiune, atunci avem o coerență între minte și inimă. Bun, am înțeles. Deci un suflet unit cu o minte, deci idei mărețe și sentimente mărețe care produc fapte mărețe. Haideți să vedem în aspectele de sănătate. Cam ce ai întâlnit tu printre oamenii cu care ai lucrat de aici, din România, sau poate prin cadrul altor colegi? Ce dezechilibre apar pe partea de sănătate? Cu ce se poate începe în a echilibra
armoniza aspectul de sănătate. Fiind pasionat de această știință, dar nefiind terapeut, nefiind medic, am testat pe mine, am testat pe prietenii mei care mi-au cerut ajutor în anumite situații și am încercat să ajut să ofer această cunoaștere, pentru că am primit tehnologia și am primit și protocoale de sănătate. Oferind această, sunt traduse în limba română, se găsesc la noi pe site, la secțiunea sănătate, bineînțeles, iar oamenii pot să învețe cum se fac, cum se procesează diferite afecțiuni. Avem chiar un mic dicționar, sunt articole speciale realizate în care se dau detalii câte cantitate de CO2 se folosește, câte cantitate de CH3 și lucrăm de la diabet, iar diabetul nu, la noi nu avem, nu sunt mai multe tipuri de diabet de procesat, este doar un singur diabet, este aceeași cauză, tensiuni arteriare, răni la cap, dureri, astea sunt cele mai des întâlnite procesări, acelea de absorbe energia magnetică în exces, care reacționează, îl avem în corpul fizic ca și o durere. Ok, permite-mi să intervin, te rog frumos. Deci vorbim doar de aspecte aflate în disarmonie. Într-adevăr, e bine să nu specificăm numele unei anumitei boli, dar, da, spune-ne despre aspecte de echilibrat, după care ne pregătim și pentru un video. Aspectele noastre de echilibrat sunt, în primul rând, partea emoțională, iar aici venim prin susținerea gansului de CO2 și zinc. Avem posibilitatea să regenerăm tot ceea ce se dorește ca sufletul să regenereze. Deci, în primul rând, e nevoie să ținem cont de condiția sufletului. Dacă sufletul are nevoie să se echilibreze, există această coerență între inimă și sufletul totalității și sufletul fizicalității, iar noi facem acest lucru prin conexiunea și prin adăugarea gansului de CO2 și zinc sau doar gansului de zinc, depinde de problemă, situație. Apoi există varianta în care noi le oferim posibilitatea oamenilor să nu folosească gansuri și să se conecteze din nou la sursă, să se ducă la un psihoterapeut, la un metaconsilier, la persoane care pot să depisteze cauza afecțiunii, și aici este cauza emoțională. Corpul nostru mental lucrează pe acea afecțiune, rulează acel program și tot în mental putem să schimbăm acel program cu unul benefic, din unul dăunător poate să ajungă la unul benefic, astfel afecțiunea în planul fizic poate să dispară ca foarte rapid. Da. Ca în orice situație din viață cu care ne confruntăm, și în acest caz, dacă ne confruntăm cu un dezechilibru pe partea de sănătate, este bine să mergem pe firul cauzal și să ne întrebăm ce am de învățat, chiar ce mă învață o durere de dinți, o durere de cap, o durere de orice. Întotdeauna urmărim principiul natural, adică acela de a ne întoarce către sursă și să observăm care este cauza, iar cauza întotdeauna este un dezechilibru emoțional. Asta e, există mai multe variante în care să descoperim prin diferiți metaconsilieri, consilieri, psihologi, în care se urmărește această cauză, se descoperă această cauză și programul mental pe care rulează persoana poate să fie îmbunătățit cu un program nou. Dar cel mai important este să vedem că oamenii înțeleg cauza, nu se mai întorc la ea și înțeleg programul, pentru că noi putem să venim cu o aplicație, să vedem că reducem durerea sau procesăm o anumită afecțiune, dar scopul este ca persoana aceea să nu mai repete acel program mental și aici iertări, foarte multă deschidere a sufletului fizicalității. Dacă oamenii își deschid sufletul fizicalității, adică încep să ierte, încep să iubească oamenii, încep să
să le pară rău că au făcut o anumită afecțiune, acțiune poate care a dezonorat un anumit tip de energie și să mulțumească pentru ceea ce au primit, pentru că și afecțiunea nu este decât altceva, o energie magnetică și gravitațională, dar în exces ea produce dezechilibru. Și atunci noi mulțumim întotdeauna pentru ceea ce primim, noi nu vedem încercăm să ieșim din dualitate, încercăm să ducem oamenii către a tranșe de acest plan fizic și de a apropia cât mai mult cu sursa, cu creatorul, pentru că acolo este dezechilibru. În mesajele primite de la sursă, în acest bun simț pe care îl avem în a păstra echilibrul, da? Chiar o traducere a bunului simț este să-l simțim pe Dumnezeu, să știm o dreaptă măsură, un optim în toate aspectele vieții. Și legat de știința plasmatică, cum se aplică aceste câmpuri magnetic-gravitațional în toate aspectele legate de sănătate? Încercăm să facem diferențiere atunci când aplic pe mine, de exemplu, sau pe prietenii mei, încerc să văd dacă este dezechilibru, ce tip de dezechilibru este, are mai mult magnetic sau are mai puțin gravitațional. Întotdeauna se simplifică lucrurile, pentru că atunci când este magnetic în exces, poate să apară o afecțiune, o umflătură, iar noi venim cu o aplicație gravitațională. Deci asta este primul lucru. Iar unde este nevoie de alcalinizare, noi putem să venim, de exemplu, cu gansul de CH3 și știm foarte bine atunci când avem o alcalinizare optimă a organismului, nu se mai pot dezvolta lucruri care să ne dezechilibreze. Și nu mai lăsăm alte entități, pentru că noi suntem o entitate principală, dar în interiorul nostru mai sunt entități, doar că încercăm să fim noi la conducerea dispozitivului sau mașinii noastre, a corpului nostru, pentru că dacă scăpăm din mână acest dispozitiv, alte entități preiau controlul și nu ne scurtează durata de viață și aduc foarte multe neplăceri. Am înțeles. Deci, ochii cu care privește știința plasmatică este cel la nivel de câmpuri și iarăși folosește principiul infinitului, în care dacă este ceva mult prea mult pe plus, 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 încearcă să descarce de acolo, da? Cum ai dat tu exemplul de mai devreme. Și dacă este ceva în lipsă, să zicem, reîncarcă de unde este mai mult, astfel încât să fie o fluiditate continuă, da? Asta se întâmplă și atunci când folosim o aplicație de sănătate, de exemplu, dacă în această sferă introducem gansul de CO2 și zinc, noi creăm nu doar o aplicație de sănătate, se creează o aplicație chiar și pentru mediu înconjurător, pentru că noi stăm într-un mediu, respirăm din acel mediu, iar dacă noi începem să ne condiționăm mediul înconjurător cu acești aminoacizi, noi reușim să avem o sănătate echilibrată, dar ce mai mult un plan emoțional echilibrat, și atunci oamenii își vor pune întrebări mai mult către partea de evoluție decât pentru că au soluțiile și or să vadă mai simplu viața. Da, valoarea sănătății este prezentă și în sistemul meu de valori, pot să vorbesc în cazul meu, dar și a noastră, a tuturor, pot să vorbesc și la general. Și într-adevăr, în aspectul acesta de sănătate, tot vorbim despre legătura asta dintre corpul fizic și emoțional. Ce ar mai fi de depistat aici? Ce ne scapă în momentul în care... Ne scapă blocajele mentale sau informațiile care genetic le primim la naștere sau ne sunt implementate imediat după naștere, le absorbim, sunt câmpuri magnetice și gravitaționale, le absorbim din mediul înconjurător, nu le studiem, nu ne punem întrebările esențiale, cine suntem, de ce suntem, de ce am venit, și ne scapă aceste lucruri, sunt foarte multe informații care nu mai intră în rezonanță cu noi, dacă stăm să le studiem atent, și venim cu un ajutor aici, pentru că echilibrarea emoțională vine cu mai multe daruri. Iar aceste daruri sunt
în jurul nostru se fac destul de simplu și foarte multe persoane, mai ales în România și nu doar în România, vorbim de o știință care este aplicată pe toate continentele, vedem un echilibru magnetic și gravitațional în foarte multe comunități, în foarte multe țări. Sunt afecțiuni care se rezolvă dacă sufletul dorește să fie, dacă sufletul dorește să le rezolve. Deci există cel puțin o variantă și de la oamenii să studieze exact site-ul plasmaromania.ro, secțiunea de sănătate, și acolo or să vadă foarte multe procesări pe diferite afecțiuni. Am înțeles. Cât de important este aspectul de detox, de detoxifiere în procesul de vindecare, să-i spunem? Este unul dintre cele mai importante. Nu putem să facem un pas fără către sănătate dacă nu facem procesul de detoxifiere, pentru că entitățile de care vă vorbeam sunt în interiorul nostru, virus, bacterii, sunt și virus bun, sunt și bacterii bune, dar unele deja sunt în exces și preiau controlul asupra corpului nostru, asupra mentalului nostru, ne manipulează mental, au și o inteligența lor, noi le dăm voie să intre în corpul nostru, iar dacă noi le dăm voie să intre în corpul nostru, începe haosul în corpul nostru, preiau conducerea și suntem puși să facem diferite, de exemplu să avem o alimentație destul de materialistă, în care consumăm elemente care ne sunt dăunătoare și știm, conștientizăm că sunt dăunătoare și tot le mâncăm. Asta înseamnă că omul acela și-a pierdut conexiunea cu sufletul și ne este mai ușor să învățăm pe oameni să facă cupa 1, cupa 2, care reprezintă o soluție pentru zona de echilibrare emoțională, dar și pentru zona de decontaminare sau pe zona de virus. Virus și bacterii care nu sunt în echilibru cu noi. Iar ce înseamnă la modul concret un detox, o detoxifiere în știința plasmatică? Ce presupune la modul cel mai practic? Folosim, sunt două tipuri de detox, depinde câte elemente sunt în jurul nostru sau în interiorul nostru. Sunt elemente care le folosim cu aceste sfere, de exemplu stăm în aceste sfere, între aceste sfere punem anumite tipuri de gans de la cupa 1 sau cupa 2, ele vor crea un câmp magnetic și gravitațional care va fi resimțit de acești virus sau de bacterii. Noi nu omorâm pe nimeni cu această știință, practic prin puterea câmpurilor plasmatice, acești virus și aceste bacterii cumva își vor găsi o altă casă și vor pleca din zona noastră unde avem aceste substanțe magnetice și gravitaționale, pentru că pentru ele sunt lucruri de o rezonanță înaltă, venim cu foarte multă lumină și ele nu pot să stea acolo unde este foarte multă lumină, lor le place, să zic, mai mult zona de energie joasă. Ok, și comparând cu un proces de detox obișnuit, clasic, în care ni se cere să renunțăm la ceva și să ne orientăm mai mult către altceva, cum este în cazul apei plasmatice, a gansurilor, ce avem de făcut? Încercăm să-i obișnuim pe oameni să folosească, de exemplu, pansamente plasmatice puse în zona gâtului, în zona capului, în zona stomacului, pentru că aici sunt primele elemente prin care noi absorbim și absorbim alte energii și putem să filtrăm energiile care noi le respirăm sau le mâncăm. Și atunci venim să condiționăm zona stomacului cu astfel de pansamente plasmatice sau bile de ping-pong puse pe stomac, în care putem să introducem aceste gansuri, punem o bilă în față, una în spate, în spatele corpului, iar câmpurile acestea plasmatice, fiind destul de generoase, vor crea o zonă de echilibru și elementele toxice se vor elimina. Asta e una din variante de a începe curățarea în interior. Bineînțeles, omul, dacă vrea să mai mănânce în continuare carne, poate să mănânce carne. Dacă vrea să fie vegan, vegetarian, deci nu deranjează cu nimic procesul său. Fiecare are un proces propriu, fiecare poate să
mănânce ceea ce dorește, dar este foarte important să începem să ne decontaminăm elementele. De exemplu, există procesări care îi învățăm pe oameni la cursuri, fructele, au pesticide foarte multe, noi putem să extragem aceste pesticide prin câmpurile magnetice și gravitaționale. Am înțeles. Și pentru, în cazul în care consumăm intern apa plasmatică, ce recomandări ai? Momentan, oamenii să vină la cursuri, să înțeleagă dacă au nevoie să folosească aceste câmpuri în interior, aceste plasme în interior. Noi recomandăm să nu se folosească, încercăm să-i direcționăm pe oameni să-și creeze o zonă de echilibru, folosim puterea câmpurilor, pentru că ceea ce există ca și apă, apa care o bem, este tot un câmp magnetic și gravitațional, este format tot dintr-o rază magnetică și acești aminoacizi, dacă suntem conștienți, îi putem respira sau îi putem folosi în sub forma de câmpuri. Aici este cel mai, aici încercăm să-i direcționăm pe oameni să folosească mai mult câmpurile și mai mult și mai puțin partea fizică. Și legat de virus, care este metoda de procesare a virusilor? În anul trecut, domnul Cheș a pus la dispoziție pentru China se numește o cupă o viață sau cupa 1. Este un reactor format din trei elemente, un cupru nano, un cupru crud și o bucățică de zinc pusă în apă sărată, conectate între ele. Se găsesc la secțiunea noastră de sănătate și a pus la dispoziție și varianta, după câteva luni, a pus la dispoziție și varianta cupa 2, care este pentru mutațiile virusilor. Adică noi când ne ducem în spațiu trebuie să ne protejăm de virus, de raze care nu sunt în echilibru cu noi și s-a pus la dispoziție această cunoaștere ca să se vadă că și să se testeze această tehnologie pe situația cu virus și a fost publicat un document în revista științifică Kiev Plasma Times, a fost publicat un testimonial de 100 de pagini cu procesările care și rezultatele care le-au avut cei din Keshe Foundation Iran, unde au rezolvat foarte multe cazuri de virus și cel puțin în jurul nostru al comunității noastre plasmatice nicio persoană n-a putut sau n-a fost condiționată să părăsească acest plan din cauza unui virus. Folosind aceste câmpuri, noi avem o sănătate optimă, iar unde există dezechilibre ale noastre, pentru că în interiorul nostru nu suntem altceva decât aceste gansuri manifestate sub forma de organe, pielea noastră este nanomaterialul care absorbe și direcționează câmpuri, exact ca și o frunză, iar în interiorul nostru avem aceste organe. Iar când organele noastre au un dezechilibru, noi știm că acest dezechilibru este magnetic sau gravitațional și știm exact ce elemente lipsesc din jurul acestor organe și venim și punem aceste aplicații. Astfel, virusii și bacteriile care nu sunt în echilibru cu noi părăsesc acea zonă sau nu interacționează cu noi. Avem și un filmuleț pregătit pentru dumneavoastră. Haideți să-l urmărim împreună. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so,
by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. Am revenit. Mi-a plăcut ceva în mod deosebit din acest filmuleț și anume semnarea acelui tratat de pace. Poți să ne spui câteva cuvinte despre asta? Chiar vorbeam la un moment dat despre aspectele mai înălțate. Unde ajungem cu aplicarea acestor gansuri? Poate este aceasta o direcție? Nivelul de conștiință al păcii, al armoniei dintre noi? Este o direcție, este un reper. Domnul Keshe a venit cu o condiție, a oferit această tehnologie gratuit umanității, iar noi, ca să intrăm în contact cei care suntem, să zicem, mai serioși și colaborăm cu Institutul Spațial al Fundației Keshe în programe de cercetare private, a trebuit să semnăm acest tratat în care se stipulează clar, este un tratat la nivel de suflet, nu avem nevoie de acea hârtie sau de acea semnătură. Este un document electronic sau un document spiritual în care sufletul își dă acordul că nu va folosi această cunoaștere în scop agresiv sau scop de război aici sau pe alte planete. În felul acesta noi suntem protejați să nu fim folosiți pentru că avem cunoaștere, să nu fim folosiți în proiecte agresive, proiecte de război, pentru că acele dispozitive nu o să funcționeze deoarece această tehnologie funcționează pe intenție, iar noi odată semnând acest tratat de pace nu o să putem realiza, putem să realizăm aplicația, nu e nicio problemă, dar nu o să funcționeze pentru acel scop. Iar această condiție este dată de Fundația Keshe pentru toate colaborările care se doresc a fi realizate. Toți oamenii care intră în contact, intră în familia plasmatică, au semnat acest tratat de pace, astfel noi avem 100% încredere că acești oameni au o elevare, își doresc o elevare, o maturizare la nivel de maturizare spirituală și încercăm să le oferim toate informațiile de care ei au nevoie. Noi în momentul avem încredere, astfel se fac și în laboratoarele noastre și în București avem laborator, dacă doriți să vă înscrieți, la fel semnați tratatul de pace și în Brașov există, sunt grupuri de studii organizate în mai toate orașele din țară și fiecare se organizează în funcție de necesitățile și de spațiul care l-au la dispoziție. Ce v-am prezentat, din păcate, nu am avut traducere, nu avem destui voluntari pentru partea de traduceri. Sunt foarte multe informații esențiale care necesită să fie traduse, dar este promoul pentru programul medical în care de câțiva ani de zile colegi din România, medici, terapeuți, aplică la acest program medical pentru a realiza în colaborare cu cercetătorii, pentru a realiza diferite dispozitive de cercetare care pot fi aplicate în studiourile lor private, în terapiile lor private. Astfel este un program deschis pentru medici, cei care doresc să cunoască sănătatea spațială sau ce se întâmplă în spatele acestor informații. Sunt foarte multe workshop-uri de urmărit și sunt români care deja au aplicat la acest program online în care vi se dă accesul la
documente și documentație, ateliere care au fost retrase din spațiu public, în care domnul Cheș oferă mai multe detalii. Există această variantă pentru doctori, medici, terapeuți, dar există și pentru oameni normali care vor să cunoască știința plasmatică de la zero. Și mai este un program de agricultori. Deci așa își dezvoltă Fundația Cheș partea de educație online, în care oferă cursuri pentru cei care au specializări, ca ei după aceea să înceapă să colaboreze cu Fundația Cheș pe diferite cazuri. Iar de curând chiar domnul Cheș ne-a arătat și a pus la dispoziție. Noi chiar am fost la Linz în anul trecut, unde am avut ocazia să participăm la workshop-ul de tehnologie spațială, și ai văzut, sunt aceste capsule care se lucrează pe afecțiuni grave, dar de curând a fost introdusă și o cască care lucrează pe probleme neuro, dar domnul Cheș își dorește să lucreze pe redarea vederii. Oameni care au posibilitatea prin procesări neuro pot să-și recapete vederea. Deci asta ar fi una din cazuri în care intră în partea de cercetare împreună cu cei care sunt incluși în acest program medical. Și încercăm să direcționăm cât mai mulți oameni specialiști. Încercăm să facem și noi cercetare fundamentală în acest domeniu. Chiar de curând am avut o discuție cu domnul profesor Constantin Dulcan, care ușor-ușor încearcă să înțeleagă aceste noțiuni pe care domnul Cheș le prezintă. Mai sunt alături de noi alte personalități, și domnul Florian Colceag și domnul Florin Munteanu de la Academia Română. Încercăm să aducem cât mai mulți oameni specialiști în domenii, pentru că eu sunt o persoană simplă, la fel așa sunt și colegii mei, sunt persoane simple, dar e nevoie să facem transferul de cunoaștere către specialiști în domeniu și să începem o cercetare fundamentală în România. Da, este spectaculos. Sunt ținte înalte, ca să zic așa, aspirații înalte. Și cum se poate înscrie cineva, un medic, un terapeut, în programul medical? Care este procedura? Procedura este simplă. Se intră pe site-ul fundației cash.foundation.foundation și la secțiunea de educație acolo este un formular electronic și sunt toate detaliile care trebuie completate, acte de scanat. Sunt toate detaliile pe site-ul fundației și să aveți răbdare, pentru că nu există așa de mult personal în fundație, la ce nivel de muncă există, și să aveți răbdare pentru că o să vi se răspundă. Luați legătura cu noi sau cu colegii noștri pentru a vă direcționa mai multe detalii. Ne găsiți, ne puteți oferi un e-mail de intenție și noi o să vă punem poate mai multe informații la dispoziție dacă aveți nevoie, și putem să facem o cazuistică în domeniul sănătății. Am înțeles. Tot pentru a oferi o imagine mai mare, chiar poți să ne spui, în cadrul grupului de români interesați de știința plasmatică, cam câți oameni aveți și la nivel internațional apoi? Cam câți oameni studiază din cunoștințele tale știința plasmatică? Doar eu cred că am conectat undeva la câteva sute de mii de oameni în România, deoarece site-ul nostru sunt foarte mulți români, în primul rând, afară, care ne accesează site-ul și vedem lucrul acesta. Sunt undeva la 8.000 de oameni doar într-un grup, Fundația Cheș Grup de Studii în Limba Română pe Facebook, și acolo există, nu putem să cuantificăm numărul lor, deoarece grupul e public, oricine care are Facebook poate să scrie grupul de studii și poate să ia informațiile de acolo. Dar cred că ne apropiem de undeva la 1 milion de oameni care au luat contact cu această știință. Sunt foarte multe informații la noi pe site și pe alte site-uri ale Fundației Cheș. Oamenii iau aceste informații, nu știm ce fac cu aceste informații, asta e frumusețea, nu știm unde le aplică, cum le aplică, dar momentan nu am văzut pe nimeni să facă rău cu această tehnologie, n-am auzit pe nimeni să moară din această tehnologie, și asta înseamnă că tehnologia este sigură sau informațiile care sunt aplicate sunt în etosul Fundației Cheș.
Și așa cum există Keshe Foundation în România, există Keshe Foundation internațional, aproape pe fiecare țară în parte, sau ce știi legat de colegii din alte țări? Dezvoltarea este foarte armonioasă și frumoasă, unde s-au format grupuri de studii, au început să se formeze și asociații, Asociația Keshe România, Asociația Keshe Rusia, Keshe Iran, Keshe Brazilia, Keshe Canada, Keshe America, sunt foarte multe asociații, Ghana, Nigeria, Bulgaria, am zis, Polonia, cred că avem, Franța, Italia, deci sunt foarte multe asociații, chiar și Moldova, sunt foarte multe asociații unde grupuri de oameni s-au unit și au pus la dispoziție resursele necesare și s-au organizat în laboratoare, în spații, au început să informeze comunitatea, să realizeze ateliere, iar aceste ateliere, oamenii au vă rezultate, am predat mai departe rezultatele Fundației Keshe, câteva se găsesc și din rezultatele în revista Keshe Plasma Times, este o revistă care, în care oamenii pot să învețe din rezultatele tuturor asociațiilor din lume și se continuă această dezvoltare a cunoașterii, asta ne și sugerează domnul Keshe să nu ne oprim din a oferi, pentru că în momentul în care noi ne oprim în a oferi ceea ce noi am primit, înseamnă că toată cunoașterea se oprește și atunci vin oameni noi, cu idei noi și nu facem decât să ne punem toți energiile către acest scop de a face pace în lume, de a călători în spațiu și de a trăi câteva sute de ani pe această planetă fără să ne mai îmbolnăvim. Pentru că acum cunoaștem acest secret, este doar un dezechilibru magnetic și gravitațional, iar acest dezechilibru magnetic gravitațional noi îl echilibrăm cu substanțe magnetice și gravitaționale. Astfel, secretele au fost dezvăluite și ne bucurăm că în România există cam cea mai mare comunitate, cel puțin din Europa. La nivel internațional, cred că Brazilia, China și Rusia sunt în primele trei comunități unde oamenii au luat contact cu această știință. Ok, deci la nivel internațional, cam câți oameni știi tu că sunt implicați în știința plasmatică? Sunt cel puțin 2-3 milioane de oameni care gândesc ca mine, că acționează, dar oamenii care au luat contact sunt mult mai mulți, care au luat contact cu această știință, dar căutători de cunoștințe suntem undeva la 2-3 milioane de oameni. Tocmai de aceea domnul Keshe este în siguranță, a predat, asta e și misiunea, să predea această cunoaștere, să o implementeze și toată greutatea a venit pe umerii noștri. Noi, la fel, transferăm această greutate către următoarea generație, ca oamenii să aibă un reper sănătos și să ducă mai departe această cunoștință, această cunoaștere a creației, care o să ne ia câteva sute sau mii de ani să o înțelegem în profunzime și să și aplicăm, pentru că aplicațiile sunt nenumărate, sunt infinite. Doar din apă plasmatică putem să facem infinite aplicații. Dar din gansuri sau din nanomateriale, deja. Tocmai de aceea vedem o sustenabilitate rapid, mai ales în rândul comunităților care doresc să se formeze, vedem o curățare a orașelor foarte rapidă și în același timp o echilibrare emoțională a oamenilor pe planetă. Da. În studiul acestei științe îmi place foarte mult acest etos al companiei dezvoltat, cel prin care cunoașterea este oferită gratuit și, într-adevăr, ne-ai spus și tu, în fiecare joi este acest curs susținut de domnul Keshe, Knowledge Seekers Workshop, care săptămână de săptămână aduce noutăți și, bineînțeles, feedback pe ce s-a aplicat până acum. Ultimele informații sunt impresionante. În acest moment în fabrica din China se realizează navele spațiale. Domnul Keshe o să ofere 100 de nave spațiale în 100 de țări. Și România o să, cred că anul acesta, dacă nu, cu siguranță în următorul an o să avem nava spațială în România. Lucrurile sunt foarte deschise, arată detalii din nava spațială, arată cum se formează reactorul, învață pe cei de la NASA, invită pe cei de la NASA, se fac proiecte comune și dorește să facă proiecte comune Rusia, China, America, în Arizona. Se dezvoltă această tehnologie foarte rapid și
există posibilitatea ca în următorii 5 ani foarte mulți oameni să călătorească mai repede pe Pământ. Deci asta în primul rând pentru că se lucrează și la dispozitive de teleportare. Lucrurile, tehnologia este completă, doar acum se manufacturează pas cu pas și atunci București, New York o să fie 2-3, 10 minute, iar dacă vrei București, Lună, la fel, 5 minute. Deci tehnologia este completă, acum se realizează toate materialele, a fost testată în secret și este o tehnologie liberată, mai ales cunoaștere liberată de statul Iran. Mă bucur că de curând am văzut chiar o știre că Iranul colaborează cu România în domeniul energiei și o să avem energie electrică probabil, poate, din aceste unități și din această tehnologie. O să vedem exact, dar se pare că suntem, mai ales noi ca români, suntem într-o zonă favorabilă de dezvoltare a tehnologiei. Fundația Cheș este condusă de o româncă, de seamă cu noi, tu o știi, dar lucrurile se manifestă în colaborare, împreună, nu există competiție între noi și încercăm să oferim cât mai multe detalii din această tehnologie celor interesați. Mulțumim foarte mult, Constantin, și pentru ediția de astăzi. Deci, călătorind prin univers, de la sănătate plasmatică, la agricultură, la transport și energie și, de ce nu, la călătorii prin spațiu. Mulțumim foarte mult, dragilor, pentru prezența voastră, pentru interes și toate cele bune. O zi minunată! La revedere!